Semen Ali Ardelean este liderul Partidului Umanist Social Liberal. Arad, bună ziua! Bună ziua! Doamna Ardelean, și până la urmă, care va fi concluzia? Pentru că, iată, mai toți economiștii ne avertizează de fiecare dată și spun că aceste facilități date acum, înainte de alegeri, vor cauza la anul. O să vină nota de plată. Da, aceste facilități au fost acordate în aceste domenii pentru a fiscaliza munca. Se știa sau se bănuia că în aceste domenii de activitate, în construcții, în agricultură, exista foarte multă muncă la negru. Scopul facilităților a fost acela de a fiscaliza munca în aceste domenii. Probabil că se vor lua măsuri pentru a nu mai crea discriminare între aceste domenii de activitate și alte domenii de activitate, dar măsurile care se iau trebuie făcute în așa fel încât să nu diminueze veniturile din aceste domenii. Pentru că veniturile nu sunt atât de mari încât să trebuiască să fie diminuate. Măsurile, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie luate și alte măsuri prin care să fie diminuată impozitarea muncii. În așa fel încât, repet, veniturile din aceste domenii să nu fie scăzute, dar pe de altă parte să nu mai existe discriminare între aceste domenii de activitate și alte domenii de activitate. Sunt multe măsuri pe care guvernul trebuie să le ia, domnule Paladi, foarte scurt.